influența mijloacelor media asupra creierului. De ce Biblia pare plictisitoare? Am aflat din cercetările mele că tinerii adventiști obișnuiți petrec lunar de 25 de ori mai mult timp la televizor sau cu jocurile video decât pentru activități devoționale. Cu alte cuvinte, 25 de ore de divertisment pentru fiecare oră de studiere a Bibliei. Numerele ar fi și mai sumbre dacă am lua în considerare și alte mijloace media. Cum am ajuns în situația aceasta? Mulți oameni au găsit că Biblia este neinteresantă. În timp ce există o anumită subiectivitate a experienței fiecăruia, totuși, dacă suntem obiectivi, Biblia este preocuparea cea mai interesantă posibil. Ea ne-l revelează pe Creator și explică drama cosmică ce se desfășoară în jurul nostru. Nu numai că definește realitatea, dar ne dă și nouă speranță în ciuda stării noastre decăzute. Cum putem să considerăm plictisitoare cea mai citită carte din istorie? De ce nu studiem cu activitate această carte pe care milioane de oameni de-a lungul istoriei au petrecut ani explorând-o? Răspunsul se află în studiul făcut de Kaiser Family Foundation în 2010. Ei au descoperit că cu cât consumi media mai mult, cu atât ești mai plictisit și mai nefericit. Am fost dependent de băutură carbogazoasă, Mountain Dew. Pur și simplu consumam la micul dejun, dar după 45 de minute în care organismul meu era invadat de un potop de zahăr și de cofeină, eram lăsat cu mai puțină energie decât dacă nu aș fi consumat niciodată drogul acesta. La fel se întâmplă și cu stimularea pe care o produce media, care este un potop de senzații tari, dar care te lasă gol, neîmplinit și nefericit. Dar cel mai trist lucru este că hrana adevărată își pierduse gustul pentru mine. Gândul de a consuma un măr după ce beam Mountain Dew sau, chiar mai rău, un boi de brocoli gătit la aburi era complet neatrăgător. Amintiți-vă, mai multă media, mai multă plictiseală. Acum înțeleg de ce citeam atât de puțin Biblia când eram cufundat în media și în divertisment. Cuvintele Bibliei sunt, obiectiv vorbind, mai dulci decât mierea în gura mea, Psalm 119:103. Biblia ne arată că sătulul calcă în picioare fagurul de miere, Proverbe 27:7. Ca societate, ne-am umplut de hrana proastă a lecturilor, filmelor, jocurilor, muzicii, sporturilor și comunicării electronice fără limite. În consecință, pâinea vieții, acum devenită neinteresantă, rămâne neconsumată. Pot să depun mărturie că viața pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi este extraordinar de plăcută. Renunțând la distracția lumească și devotându-mi viața slujirii lui Dumnezeu, am găsit mult mai multă bucurie, sens, pace, fericire și împlinire decât am găsit în lume. Înțelegerea, într-o oarecare măsură, a modului de funcționare a creierului m-a ajutat să îmi lărgesc orizontul cunoașterii. Centrii plăcerii din creier sunt legați de nucleii acumbes. Ei au un rol fundamental în circuitul motivațional cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pentru a ne stimula să facem lucruri bune. Atunci când lobul frontal abundă în activitate, de exemplu prin practicarea altruismului, exercitarea autocontrolului, rezolvarea unei probleme sau conectarea cu Dumnezeu prin rugăciune, el declanșează nucleii acumbes, circuitul motivațional se activează, iar noi simțim plăcere. Numeroase substanțe chimice și comportamente, cum sunt droguri, alcool, nicotină, pornografie, shopping, jocuri, hrană nesănătoasă, jocuri de noroc, produc o vărsare de dopamină, activând circuitul plăcerii și păcălind creierul că am realizat ceva măreț. Din nefericire, activitățile normale, care ne făceau plăcere odată, nu ne mai satisfac, iar adicția pune stăpânire pe noi atunci când creierul devine dependent de creșterea continuă a nivelului de dopamină indusă artificial.
Într-un studiu, șobolanilor li s-a dat posibilitatea să acționeze o pârghie care le producea un semnal electric direct în nucleul accumbens, rezultând o resimțire a plăcerii. A fost tragic ce s-a observat apoi. Șobolanii aceștia au încetat să-și mănânce hrana și apăsau mereu pe maneta aceea. După un timp, au ajuns la un pas de moarte. Aceasta este exact ceea ce îi face în vieții noastre spirituale. Am găsit diferite căi de a ne procura o doză de plăcere. Rețeaua Facebook, e-mailurile, mesajele, chiar și atunci când sunt nevinovate din punct de vedere moral, ne oferă o plăcere și ne distrag de la datoriile noastre spirituale. Muzica și filmele ne oferă o plăcere și ne consumă atenția, iar jocurile și pornografia au înrobit milioane de oameni. Am abandonat hrana noastră și ne aflăm pe marginea mormântului. Oamenii de știință numesc această situație capcana plăcerii. Săptămâna viitoare vom afla cum să scăpăm din capcana plăcerii. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!